Bună ziua! Vorbeam cu cineva de dorințele sexuale. Bă, trebuie să le exploatați. Fanteziile alea care vă stau în subconștient, reexploatat. Așa acolo e o chestiune, că tu tragi la sexualitate că nu ești bine. Nu din cauza sexualității. Sexualitatea nu prea înseamnă nimic, orgasmul ăla. Sunt stări mult mai... Sunt stări mult mai frumoase decât orgasmul ăla de 3 secunde și ține numai 3 secunde. Sunt stări mult mai înalte decât un orgasm sexual. Bun, ce vorbeam, deci trebuie exploatate. De exemplu, la bărbat. El are sexualitate puțină. 10%, doar local, trebuie să o dezvolte în tot corpul. Bun, dar prima dată trebuie să stai în prezent, astea sunt ceva mai... Bun. Trebuie să cauți până găsești ca bărbat, de exemplu. Adică dacă vrei să, nu știu, stă drept telefon. Dacă vrei să cauți, să-ți explorezi sexualitatea, păi cauți până găsești, non-stop, adică nu merge zi noapte. Ieși de la muncă, te duci și cauți. Ai 20 de eșecuri, foarte bine, poate ai un eșec și ăla, poate... Agheți o femeie din 20. Dar trebuie să te oprești la eșec. Vrei sexualitate, dar nu faci nimic. Nu merge așa. Nu merge. Stai în casă și te uiți la filme cu adulți. Trebuie să cauți non-stop. Dacă asta vrei, asta vrei. Și eu am făcut chestia asta luni, poate ani de zile. Da? La început nu știi, dai bună ziua la o fată, nu știi. După aia, după ce cunoști o fată, două, trei, ai niște învingeri acolo, după aia, da, după aia te perfecționezi, cum poți. E o artă care se descoperă pe parcursul practicii, la fel și spiritualitate. Dar trebuie să te ții acolo, care... Este ții zi noapte, nu merge. Nici la muncă nu merge. Zi noapte ești acolo, nu merge altfel. Oricum, sexualitatea, să faci sex cu multe femei sau cu mulți bărbați, nu-ți va aduce absolut nimic. Mai multă frustrare. Mai multă frustrare. Absolut nimic. Mai multă frustrare. Dar eu am făcut-o zi noapte. Deci așa se face o chestie. Uite, munca asta, dar o fac zi noapte. Aici dorm, aici mănânc, aici muncesc, aici nu mă mișc de aici. Și n-are importanță, uite, acum ajung cu 10 minute înainte. Dacă ajung, dacă nu-i vreun ștau. Am n-are legătură, îi dau așa cum îi. Ajung, dacă nu stau, n-ajung, anunț, văd ce fac. Nu sunt perfecte aici lucrurile, nici acolo nu o să fie perfect. Dacă vrei să o depășești prin, sau vrei și spiritualitate și sexualitate, bă, nu merg.
N-au nicio legătură, merg toate împreună, dar trebuie să iei bucăți cu bucăți, adică acum muncești, păi acum muncești. Nu mă pic să o iau pe aici asta. Acum muncești, nu mai e altceva în capul tău, nimic, acum ai muncă. Bun, când te duci acolo la căutare, acolo abordezi fete, o să fii rușinat la început, o să ai emoții, o să bla 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 bla. Te orientezi și tu să nu iei ceva după șalei, după cap. Te orientezi și tu. Discutam chestia asta și asta e singura soluție. Zi noapte faci chestia aia. Nu poți altfel să reușești. Orice e așa. Ai eșecuri. N-are importanță. La 10-15 eșecuri găsești o fată care pur și simplu cauți, găsești. Dar nu te oprești la eșecuri. Bă, păi nu te oprești la eșecuri. Absolut deloc. Îi dai mai departe. Cum nu știi, cum știi. Dar eu spun dinainte, sexualitatea nu-ți va aduce nimic. Absolut nimic. Mai multă frustrare. Adică, făcând orgasme, mai multă frustrare îți aduce timp. Acum femeia. Femeia și e vrea. N-are cine să o lucreze. Trei lucrătură. La femeie, trei lucrătură. Calitativă. Frumoasă. Și atunci ea, tot, o mai găsit un bărbat, o mai găsit un bărbat. O dezamăgit. Le dezamăgiți. Păi trebuie lucrătură, dar nu în sensul doar local, cum e bărbat. Femeie, să-i placă compania ta, să-ți placă ție de aia, bla 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 bla, ok. Să fie plăcut, calitate. Nu țoc, boc și ai fugit. Nu merge și atunci e dezamăgită și tu o cauți. O mai caută încă 20 pe internetul ăsta. Ea sortează, da? Și din tăți care sortează. De ce nu-i trebuie? Că e dezamăcită. Nu-i calitatea acolo. Nu-i... Nu, să simte folosită. Da, într-adevăr, sunt femei deschise care ați întâlnit. Eu am întâlnit femei cu care poți discuta și te iau eu și fac sex cu tine. Nu fac ce să te iau eu și fac sex cu tine. Sunt femei care ce și legătură are că eu sunt femeie sau sunt bărbat. Nu un pic să văd aici care e treaba de sănătate la camioane pe acolo. Deci mie îmi place, eu bărbatul, eu fac sex pur și simplu. Gata, nu trebuie familie, nu trebuie relații, nu trebuie nimic. Simplu. Peste 600 de metri, rămâi pe partea stângă la bifurcație pentru a continua pe A5. Și el e vreo orgaz, dacă nu-i ofer orgaz. Să te dezamăgea și nu mai trebuie. Nu se întâlnește cu unul, nimic. Se întâlnește cu altul, nimic. Băi? Rămâi pe partea stângă la bifurcație pentru a continua pe A5. E normal. Continua pe A5 încă 129 de kilometri. La racord 88, Hettenbacher-Dreieck, folosește banda din dreapta pentru a urma indicatoarele pentru A5 spre Basel. Continuă pe A5 încă 129 de kilometri. Tu trebuie să-ți depășești sexualitatea. Altfel, dacă nu o depășești până în jur la 40 de ani, te va domina toată viața ta, vei deveni un obsedat. Uită-te la preoți care au peste 40 de ani, uită-te la oameni, la politicieni, la oricine. Zicea chiar, era un reportaj că
s-a făcut un summit, nu știu bune, până Elveția, nu știu, s-a strâns politicienii ăla și toate damele de companie erau acolo cazate deja în zona aia. Și așa e oriunde. S-o depășești prin a face sau și prin a înțelege sau prin a avea o stare mai puternică decât orgasm. Devii orgasmic tu, dar nu înseamnă că nu faci. Faci, nu faci, e aceeași treabă. Nu mai intervine peste tine niciodată. O dată depășit ceva, nu mai intervine. Niciodată. Nu mai ești dominat, nu mai ești. O să stai singur, să mor singur, nu te interesează. Numai pentru tine, numai. Anormal, tu îți faci chestiile, cauți o gagică, te duci, faci sau nu faci, nu mai contează. Nu te mai domină. Dar niciodată, știi, nu, numai că... Păi n-am făcut de o lună, nu. Nu mai. O să ai femeie lângă tine. Dacă tu vrei, poți să te cuști pe ea dacă nu. Dacă tu vrei, simți emoții, dacă nu, nu. Bine, emoțiile din prezent sunt foarte frumoase. Dar din prezent, nu din gânduri. Dar ajungi la o stare în care... Ești bine cu tine, indiferent ce. La deal, camionul ăsta până reiau iar demarajul. Am pus și cafea. Vezi, trebuie să ajung acolo. Ajung poate cu 10 minute mai repede, poate nu. Bun, niciun stres, nimic. Zero. Nu-i vina mea. Bine, îi mai dau eu când vreau să ajung 200 pe autostradă. La camion. La fel, dacă nu-și depășește sexualitatea, va căuta toată viața iubire. Ea îi spune iubire la o simplă sexualitate. Trebuie să o depășească, să înțeleagă că nu-i nicio iubire acolo și ea știe mai bine chestia asta. Și atunci nu va mai fi dominată. Să va învăța să se descurce, să se descurce singură, nu? Când vrea sex, are. Dacă vrea, folosește, dacă nu, cu cine îi place, bineînțeles. Nu poți să, nici tu ca bărbat, nu poți să te iei oricine. Cine-ți place. Dacă nu-i destul atâta, sunt jocuri. Jocuri, da? Aici sunt swinger din Germania, dar bărbi cu femeia, cu... Bineînțeles, ei n-au nicio trăire de spiritualitate. Un pic, îmi zice ăsta, să închid ferestre. N-au nicio trăire de spiritualitate, de ceva că ei sunt bine. Nu, sunt mai lejeri în gândire. Dar nu că ei sunt bine că sunt la swinger. Auzăm un spiritual de ăsta, ăla swinger e zen. Bă, nu fiți nebun, nu zen deloc.
Zenul nu înseamnă să faci sex, să ești fi libertin în sex. Nu zen deloc. Și aia să duc ca să-și oprească gândurile prin orgasm. Și-s mai libertin în minte, cu soția, cu prietena, să duc acolo, să întâlnesc grupuri și care cum mi place și acolo, că sunt care merg și nu fac sex, doar fac numai ei berechea, mai văd și ei și mai scaldă ochii, sunt care fac câte 4, câte 5, sunt care nu, o femeie are o fantezie să, cu mai mulți bărbați, chestii, că vrea ea, nu, acolo nu e, acolo e doar ce vrea, că nu, gata, nu, așa-s regulile, da? Și e fiind în gânduri mereu și are tot fel de fantezie aiurea ca și bărbat. Bă, sexul nu înseamnă nimic. Bă, nimic, efectiv. E ca o mâncare, ca și cum fumezi o țigară, e aceeași chestie. Dar ție îți dă o trăire de stace minte, atunci și tot felul de substanțe pozitive în corp. Astea poți să le atingi prin meditație imediat. Deci s-o depășești, că dacă nu vei deveni obsesiv. Obsesiv? Uite la bărbați ăștia mai duri. Să tot uite așa cu coada ochiului. Nici nu se uită, bă, cu ochiul măcar. Se uită cu coada ochiului. Bă, în capul lui numai obsesie grea. Numai obsesie, obsedat. Bă, obsedat. Bărbații toți care nu-și depășesc ajung în obsesie. Obsesia aia se duce în toate alele vieți. Tot gândul acolo, bă. Și acolo nu-i nimic. Ți-a fost interzis sexul, de religie, de toți nebunii. Ți-a fost interzisă partea de jos, să o privești a corpului. Păi băi, corpul tău. Acolo rușine. Ce rușine? Dacă tu ești făcut din sex, ce rușine e? Bun, bineînțeles, dacă te simți rușinat, nu trebuie să faci, tu nu trebuie să faci nimic. Nu faci, faci, dar trebuie să fie dorința ta să nu se transforme într-o obsesie. Că nu te mai scapă nimeni. Dacă ești obsedat sexual, nu te mai scapă nimeni. Bă, nimeni. E singura energie din care ne-am născut toți și cea mai aproape. A folosită necorespunzător, zdrupe mental. E un bărbat, toată ziua visează numai ca zi. Și femeia, dar sub altă formă. Sub altă formă. Femeia sub altă formă gândește la bărbat. Ea mai ascuns, că așa a învățat-o societatea. Mai ascuns, dar când se desparte de un bărbat sau așa, să vezi dacă îl găsește pe altul numai din răzbunare, acolo își dă tot, de tot. Și corect, dar nici cu ăla nu va avea nicio trăire, nimic. Dar intervin gelozii, atașamente grele. Tu te atașezi și femeia și bărbatul de orgasmul tău. După aia de lucrurile că nu mai poți fără ea și ea fără tine. V-ați învățat așa. Că tu, voi nu puteți singuri, nu puteți singuri. Dacă ați putea singuri, bă, dacă găsești pe cineva plăcut, de ce să te abții? Dai să margă, nu cum să abții? Dar din cauza că a fost interzis, de aia va trage tare, tare de tot. Și oricum și ăștia la swinger care merg, păi vin mai frustrați, că el, numai în momentele alea, de orgasm, îi tace mintea și bine, îi zen. Bă, momentele alea, bă, 5 minute, 5 secunde. Atât. El toată săptămâna gândește acolo. Și acolo, pac, o strănutat, gata, după aia ar muncă, iar e greu toată săptămâna și ar fuge acolo. Exact ca oamenii cu drogurile, cu alcoolul, cu țigări, cu tot felul de chestii. Bă, meditația e supra, e peste locul.
prezent, cel puțin e peste sexualitate. Prezentul încă nu e peste sexualitate. Prezentul încă nu e sexualitate, e foarte puternică, trebuie explicat la om. Trebuie văzut ce, cum, alea, unde are probleme, ca să înțeleagă ușor, să rămână în prezent, ușor, să face și dragostea asta într-un anumit fel. Adică nu are nicio regulă, dar chestii ajutătoare ca să le facă, ca să poată depăși. Trebuie să explici, să vezi, trebuie să iasă dorințele alea din el. Bărbatul e frustrat tare. Femeia are parte, e când vrea țară. O oră e suficientă. Păi și atunci, nu știu, eu sună unul atunci, în momentul ăla. Nu că s-au făcut planul, nu, atunci au sunat. Da, ne întâlnim, gata. Deci ea are cheia asta. Dar nici ea nu e bine, că e dezamăgită mereu. Faptul cum o face, faptul că e vrea iubire, dar ea înțelege mai multe, femeia. Femeile înțeleg mai bine. De exemplu, nu știu dacă ați întâlnit o femeie. Totuși, acolo când ești excitat cu ea acolo, nu ești pregătit, tot îți face ceva. Adică are o cum să zic, un stil de mamă, așa, de, deci, la urmă. Tot are grijă cumva și de tine, cumva, într-un fel. Dar nu-i o regulă nici asta. Primul pas e să rămâneți aici în prezent. Că dacă sexualitatea nu-ți aduce nimic, doar de moment, o fericire mică de moment. Și tu ai oameni pe lângă tine care între voi e numai sexualitate. Vei fi sclavul sexualității, sclav. E mie dacă îmi pui o femeie frumoasă în față, îi văd corpul, normal, îi văd psihicul direct, îi văd ochii, îi văd psihicul. Nu înseamnă că nu fac cu el, acum e normal. Lucruri naturale, lucruri normale, dacă avem o atracție împreună, bineînțeles. Dar în rest nu-mi ridică nicio dorință în mine, absolut. Poți fi cea mai frumoasă femeie, poți fi actriță, cântăreață, nu ridică în mine nimic, absolut. Pentru mine e tot un om. Pentru mine e om. Corect, o admir. E frumos, ok. Dacă îi, îi, dacă nu-i, nu-i. Simplu. Deci munca e constantă cu tine, până te eliberezi un pic, până
te irisești un pic când te eliberezi, constantă, continuă. Dar și sexualitatea se depășește. Nu înseamnă că nu o faci. Vei fi la fel ca înainte, doar nu mai ai nicio emoție, nimic. Bine, ai emoție că îți drag omul ăla, dar când ai întors spatele de la el, nu mai. Sau dacă nu-i ceva între voi, nu mai rămâi să gândești, o, femeia aia și... Nu mai. Sau femeia, de exemplu, nu mai are emoțiile alea care le are când îi place un bărbat, nu mai să pierd. Bineînțeles, o femeie care deja stă prezent. Deja nu mai are emoțiile alea, nu mai are. Nu mișcă nimic în tine. Stai singur, stai cu ceva, nu se mai mișcă nimic. Trebuie depășită sexualitatea, că din cauza asta aveți mari probleme. Vă duceți în spiritualitate, dă din cauza sexualității, vă duceți. Din cauza frustrărilor sexuale, vă duceți în toate direcțiile, în alcool, în droguri. Joburi slab plătite, numai să stai pe acolo, să ai ștogagică. Femei sunt oriunde în lumea asta. Bărbați la fel. Am mai vorbit cu băieți. Păi stau în România, că nu, mai o gagică, mai una alta, unde să mă duc eu? Singur în Germania, unde lăs femeia. Bă, pentru un orgasm, tu nu te poți dezvolta ca om pentru un orgasm. Nu poți să trăiești, nu poți să faci nimic pentru un orgasm. Femeia nu le să plece să câștige ce un banc. Să trăiască mai bine. Ea nu te lasă pe tine pentru un orgasm. Faptul că nu te descurci sunt ups, băi ce mă aruncă, sunt niște dâmbe aici, așa ca pășina de tren. Autostrada asta nu e autostrada. Că tot acolo te prind. Place cu ceva, ai o atracție sexuală și gata, iubire, căsătorie, alea, poți să n-ai nimic în comun, ții, te bagi acolo, că s-o ai permanent, nu? Și știe chestia asta, femeia. Și e, vrea să te aibă permanent, dar nu pentru sexualitate. Pentru că nu se descurcă așa bine ca un bărbat singur. Viață, e o lume a bărbaților. Până și religiile sunt făcute numai de bărbălăi. O prostie totală. Până și la Dumnezeu, în loc să-i zică mai feminin, dumnezoică, tot Dumnezeu. Și la hinduism și la sine, în loc să-i zică sinio sau altceva, zice ține. Figura asta și în spiritualitate s-o dus de bărbat. Din cauza dominației sexuale, păi, dar bărbatul trebuie să o aibă pe femeie, pentru sexualitatea lui, nu că o dorește pe femeie, nu, satisfacția lui. Și atunci o corupt-o sub toate formele spirituale, sub toate formele. Și atunci ea și părinții o învață de mic, la fel să fie. De ce nu-i zis la Dumnezeu dumnezoică? Sau ținele, sinioică? Mintea bărbătească.
și în spiritualitate. Și atunci e normal să aibă frici, să... Bărbatul se descurcă și în război, și la muncă, și oriunde. Da? Și el e cu măști, că se descurcă, că îi trebuie... Îi trebuie femeie. Deci ei tătul nu are mult mai multe capacități, dacă scapă de gândurile alea. Eu-s femeie, eu-s bărbat. Trebuie să scăpați de gândurile alea din cap. Ești om, frate, ești om. Ești om. Lasă că ești femeie, ești om. Învață să faci lucruri. Învață să le faci. Și asta ne demonstrează și meseria asta. E șofer de tir. Sunt femei care conduc mult mai bine, fac mult mai bine lucrurile ca bărbați. Depășească rapid. Uite, de exemplu, deci pe sexualitate. În lumea filmelor pentru adulți, da? Păi 90% din filmele pentru adulți sunt pentru bărbați. Femeia aia nu vrea să facă ăla nimic. Sunt care vreau, excepțiile, corect. Sunt care vrea, sunt ea. Bravo ei. Câștigă bani ușor, simplu, prin plăcere. Asta e viața adevărată. Dar restul de 90% se torturează pe ele să câștige un ban, pentru că bărbatul atât e de prost. Adică nu-i că e prost, e sexualitatea lui nu-i depășită. Dar să depășești. Nu te mai domină niciodată orice femeie din lumea asta. Te despați de ea, nu se întâmplă absolut nimic. Chiar și cum nimic nu se întâmplă. Te desparzi un bărbat foarte bine. Adică nu ai nici ură, nici iubire, nici te desparzi pur și simplu. Nu mai stai cu niciun om pentru sexualitate, cu niciun om, cu nicio femeie, cu niciun bărbat, nu mai stai pentru sexualitate. Te mai poate corupe nimeni. De exemplu, dacă ai o femeie, ai o prietenă și vrei să mergi la femei, îi spui și mergi la femei, nu minți. Îi spui, mă duc la femei, mă duc. Și e femeia la fel, care începe să fie lucidă, prezentă. Pe aia nu-i băi pasă să te tine. Aia începe să descurce. Începe să-și dea drumul la viață. Începe să învețe chestii. Începe să fie bine cu ea. Dar nu te mai accept în viață, așa, nu mai accept. Dar la fel trebuie să începeți cu prezentul, diminuați gândurile astea, trăiți aici. Până la sexualitate mai mult. Până acolo să depășești mai e. Începeți și voi cu prezent. Mai vorbim și de chestii mai. Până la urmă ele simple. Când ești bine cu tine. Cum se domine un orgasm de 4 secunde. Când ești bine. Tu stai ca într-un orgasm mereu. Mereu conduci. Ești mai presus de orgasm. Mănânci, mai presus de orgasm. Nu-i nicio stare de pe lumea asta. E total superior. Superior.
trebuie să te ții de treabă, indiferent, ești la muncă, indiferent, umbli după sex, umbli după bani, trebuie să te ții de o treabă, umbli în spiritualitate să fii bine, indiferent, unde umbli trebuie să te ții de o treabă. Momente mai grele, mai bune, mai grele, mai bune, până încep să dispară. Și când încep să dispară, îți dai seama cât de ușor e. Cât mai am, 130 de kilometri. Nu știu, și săptămâna asta, așa e la altă, numai la minut, la 10, la 15 de minute, e tir. Tot așa am ajuns. Mai rapid, bineînțeles, mai rapid, nu după. Dar tot așa au fost, 2 minute, cu 5 minute, cu 10 minute înainte, toată săptămâna, astea două. Încercați și voi care sunteți cupluri, lucruri mai noi în cuplu. A știu că ești sătul de ea și ea de tine, peste cap. Te sătui peste cap, știu. Asumă-te, am vorbit toată cu o femeie. Băi, și femeia era frumoasă, femeia era stăpână, adică tot în gânduri, nu? Să vedea că era stăpână. Zice, și ăsta l-am prins cu telefonul. Vorbeam cu ea, știi, dar vorbeam așa, deci nu era clientă sau ceva. Vreau să mergem și noi, să facem sex împreună. Și era căsătorită și zice, ăsta cu telefonul lui, te vorbește cu una, nu știu. Dar ce nu-și asumă, mă, zic că mergi și gata, și asumă-ți, vezi, femeia e mai conștientă ca bără. Asumă-ți, vezi, spune că te duci și te lasă și pa. Astea, stați înfricați acolo, în relație. Femeia avea dreptate. Păi ce, și eu mă duc când vreau și dacă și el face din astea, și eu mă duc. Păi, celălalt cu tătul. Iau copiii și iau copilul. Mă duc. Păi corect. Bă, femeia a zis un lucru sfânt. Bă, vrei să mergi, să te cuși cu alte femei? Tu te bă, ești liber. Păi cum? Strâmte aici. Nu cred că nu mai lăs pe ăsta să depășească. Nu prea strâmte. Deci asumă-ți. Vrei să mergi la alte femei? Du-te, dar voi faceți pe ascuns și creați frustrări mari, voi. Faceți pe ascuns. Păi nici nu-ți asum, că bă, totuși stai cu femeia aia sau stai cu bărbatul ăla, dar faci pe ascult. Păi creezi război în tine. Nu poți să fii gol. Strângi frustrări atunci. Și femeia la fel. Și înțelegeți chestia, o femeie trebuie lucrătură, calitativă și pe treabă, nu? O să pierd tu cu toți. Trebuie lucrătură, degeaba. Femeia, corpul femeii nu e ca lui bărbatul, al bărbatului. Femeia poate să aibă orgasme multiple, continuu. Normal, și pe oprește psihic oprește. Meargă mai departe, nu, că ai făcut mai mult cu ea, poate nici ea nu merge mai departe. Cauza psihic. Dar ușor, ușor, dacă există o atracție între două ființe care totuși încep să fie meditative, acolo să vezi sexualitate. Dacă s-a trasă, dacă... Deci dacă există și atracție. Dacă nu, persoanele meditative pot să stea și fără să facă sex.
nu-i atracție. Deci nu-i o regulă. Dar tot ești la alt nivel. Și sexul, și dacă stai și nu faci sex, e la alt nivel viață, trăire. Pur și simplu, se bucură de orice. De orice. Dacă și tu minți, sexualitate, îți minți partenerul, partenera, cum te aștept să fii bine? Muncește cu tine, așa cum e situația, și dacă ești în cuplu, ia cum e așa situația, respectă niște chestii, că tu te-ai băgat acolo, nu te-a băgat nimeni, tu sunt... Respectă niște lucruri, încearcă să vorbești. Dacă celălalt nu înțelege, fă-ți mă viață. Așa cum vrei tu. Dar ține minte, sexualitatea nu-ți va aduce liniște. Niciodată. Ești îndrăgostit de moment, atunci ai o stare cu foarte puține gânduri când ești îndrăgostit. Ușor, ușor, dacă nu meditezi în timpul ăla, gândurile revin și apoi vă spurcați unul pe altul tătă ziua, tătă ziua, tătă ziua. Niște dependenți de celălalt. La unul îi trece ceva și la altul îi trece altceva. Sunteți dependenți. Și reține chestia asta. Reține că doar o viață ai. Și aia dacă nu explorezi maxim, dar nu în sexualitate, să o explorezi prin trăire. Ești la muncă, trăiești sexualitatea. Trăiești munca, după aia sexualitatea, după aia mâncarea, după aia toate trebuie să le trăiești, tot. Tot. Dacă un mic moment îți rămâne, vei aduna frustrare în subconștient. Dacă un mic moment îți rămâne netrăit, vei aduna în subconștient. Vei ajunge să vii la mine. La mine se rezolvă. Să pune capăt la... Vă mulțumesc deocamdată. Și ne auzim, măi.